pe Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Sau deschiderea și receptivitatea sa, indiferent de funcția care o avem în ordinea umană, să venim să venerăm pe acest mare ierarh al romanului și păclier al ortodoxiei românești, într-un timp când această păclie risca să fie acoperită de obrocul istoriei. De aceasta să-l ascultăm pe Visarion Puiu, apoi, pe lângă lacrime și flori, să ne rugăm lui Dumnezeu ca să ridice și să ne arate nouă că acest mare episcop care își doarme somnul vădăvei sub blespede de piatră, a pus aici de înaintașii noștri, să se ridice ca cu o aură de sfânt și noi să venim din nou să-L cinstim și să-L rugăm atunci ca să ne ajute Dumnezeu să ne putem defini și noi în contextul spuciumatei istoriei pe care o parcurs. Și să ascultăm cuvântul evocator și atunci copiii și toți cei care sunt de față să mergem să punem cinstea noastră, floarea noastră, respectul nostru față de episcopul Melchizedec Ștefănescu, care prin Duh este prezent și vede acum cum ceea ce a lăsat el ca moștenire copiilor mai curând. Acolo scrie grădina de copii. Îi plăcea mult să vină aici între copiii care cântau, strigau, se jucau. Pentru faptul că dacă nu ești ca și un copil și nu ai inocența copilului, nu poți să intri în Împărăția lui Dumnezeu. Așa că ne vom aduna an de an și vom evoca poate la rândul nostru, cei care vor urma după noi, luând exemplu, vor spune și ei din cuvintele noastre ca să evoce pe, sau să cinstească sau să venereze pe marele ierarh al romanului Melchizedec Ștefănescu.